Bună ziua, aici este cea mai retardată persoană din viața voastră pe nume Justin 22 Anime. Și da, m-am întors cu un nou review la animeul Houseki no Kuni sau The Land of Lumea Bijuteriilor. Acum trebuie să facem un review pentru că l-am terminat. Mi s-a părut destul de bun animeul și chiar vă propun. Pentru un început, povestea, niște bijuterii care au formă umană, se luptă pe planeta Pământ contra unor creaturi numite lunari. Acțiunea se petrece efectiv cam peste câteva milioane de ani după ce au murit oamenii. După! Pentru un început, povestea e destul de faină, adică nu vezi în fiecare anime să vezi o bijuterie care să aibă corp uman care să se lupte contra unor chestii care vin de pe lună, ceea ce e destul de interesant și o poveste destul de bună. Animația, pentru că e CG, făcut mai 3D pe calculator, e destul de greu să o faci, plus că modul în care se rup de acele bijuterii este miraculos. Cu siguranță animația merită nota 10. Poveste i-am dat nota 8 din 10. Sunetele tot nota 10. Caracterele au fost foarte bine făcute. Le-aș da nota 8 pentru caractere. Adică, dar fosfolitul, Cinnabar, Antarsit și Diamant au fost caracterele care mi-au plăcut cel mai mult. Restul nu prea. Iar fosfolitul are o evoluție, ca protagonistă are chiar o evoluție foarte mare. Antarsit este una dintre personaje pe care am văzut-o într-un anime. Și Diamant e foarte drăguță, dar nimic mai mult. O să vă mai las pe voi să vă uitați la acest anime. Enjoymentul meu a fost de 8, nu mint. A fost un anime cu totul special. Mi-a plăcut. A fost foarte bun, după părerea mea. Sfârșitul, parcă te ține să te mai uiți încă un episod și tot felul. Pe la sfârșit o să-ți placă mai mult anime. Cam pe la episodul 6 înspre 11 acolo. Dar aș vrea să fie o continuare animeului, că cu siguranță m-aș uita, deoarece chiar m-a lăsat, vreau să mai aflu câteva mistere legate de personaje. Oricum, eu am fost Justin 22 Anime, i-am dat nota 8 animeului prezentat și dacă ați văzut animeul, să-mi spuneți cum vi s-a părut. Eu am fost Justin 22 Anime și noi ne vedem data viitoare. Bye bye!